Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Ana Maria Prodan își lansează propria linie de bijuterii. Deja le-a arătat fanilor câteva dintre accesoriile de lux pe care urmează să le lanseze pentru toate doamnele și domnișoarele din România și nu numai. Ana Maria Prodan a postat mai multe imagini cu bijuteriile pe care le va lansa. Bineînțeles, este vorba despre brățări speciale, inele cu diamante, colorate, visul oricărei femei. Ana Maria Prodan le-a mai dat de înțeles fanilor săi, tot pe Instagram, că bijuteriile vor fi scoase la vânzare în curând. Bijuterii unice pentru femei unice, a scris Ana Maria Prodan, după ce s-a aflat că divorțează de Laurențiu Reghecamp. Aceasta a apărut de mai multe ori în ipostaze foarte apropiate alături de Ibrahim Ashari, unul dintre cei mai cunoscuți medici chirurgi la ora actuală. Bărbatul a urmat studiile în medicină la University of Tübingen, în Germania, iar acum se bucură de un succes răsunător. În urmă cu mai multe luni, Ana Maria Prodan spunea că nu va fi într-o relație până când nu se va finaliza divorțul. Mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.